make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu nimeni alta decât Everton. După cum puteți vedea, suntem aici la numerele jucătorilor, facem numerele, îi dăm oare 10 lui De Bruyne și 9 lui Lukaku. Eu așa aș fi vrut, 9 lui Lukaku, 10 lui De Bruyne și 7 lui Chamberlain, așa, un 8 lui Zelalem și un 6 lui Barkley sau un 6 lui Zelalem și un 8 lui Barkley, mă rog. Sau lăsăm așa, Barkley 20, cel mai bine. Am făcut și numerele pe aici. Acum ar să-l punem number 1. Number 1, băiatul. Sau 99. Bun. Și jucăm cu Swansea. Un match în deplasare. Dar nu uitați să lăsați și voi un like înainte de a da play acestui match. Tăl pe Cavanda. Trece foarte bine Cavanda. Cavanda se duce. Are viteză bună. Ce cursă face Cavanda. Cavanda centrează pentru nimeni altul decât Kevin De Bruyne. Dar balonul este respins. Nu are cel mai bun joc de cap, ce-i drept, De Bruyne. Iată acum pe Britton. Britton reușește să treacă, pasează până la urmă la Wilfried Bony. Bony este posedat acolo. Sigur, da, Sigurdsson. Și arbitrul oprește jocul. Cred că va scoate și un cartonaș, da, îl îngălbenește pe Baines. Fundașul nostru, Baines, este îngălbenit de arbitru. Să vedem pe Sigurdsson, este cel care va executa această lovitură liberă. Da, nu este Shelby, Shelby sare peste minge. Destul de slab, a prins fără probleme în brațele lui Martin Howard. Zelalem acum, iată-l pe Zelalem. Trece foarte frumos Zelalem, dar nu reușește să ajungă cu balonul în care o advers minge pentru Wilfried Bony. Bony, jucător care a ajuns la Manchester City în acest moment. Ivorianul cu cea mai mare sumă de transfer din istorie, 27 de milioane de euro. De Bruyne, înalță un zmeu pentru Lukaku. Lukaku foarte frumos trece. Lukaku e în care? Lukaku a ținut prea mult de minge Romelu Lukaku și avem aruncare de la margine. Hai de Miralas. Hai de tu, Barkley, pentru Miralas, centrala lui Miralas pentru Romelu Lukaku, dar balonul este respins. Trece acolo Cavanda, continuă în careu, poarta era goală, balonul s-a mișcat prin fața porții, dar niciun jucător al nostru nu a apărut acolo să bage balonul în plasă. 0-0 în continuare, minutul 45, să vedem ultima încercare a noastră, o centrare bună, dar Chamberlain nu a reușit să facă nimic la această fază. Șeptarul nostru mai nou, Oxley Chamberlain. Este un jucător bun, un jucător care va crește mult. L-am luat din postura de jucător important de la Arsenal. Shelby a primit de la Eric Dyer. Iată-l acum pe Shelby, încearcă să găsească o soluție. Shelby stă numai cu capul în pământ. Iată ce pasă totuși dă pentru Angel. Recentrare! Balonul este respins. Ocazie uriașă pentru Swansea de a deschide scorul în această partidă. Eric Dyer acum. Faza continuă. Swansea este la poarta noastră. Pasă foarte bună pentru Rangel. Rangel, balon, foarfecă acolo, dar balonul este respins. Atât acum pe Distin cu un contraatac. Distin cu o pasă pentru Samuel Eto'o, nou intrat. Samuel Eto'o scapă balonul, dacă era acolo Lukaku nu-l scăpa. Ce contraatac a dezvoltat aici de la Swansea. Ei sunt în care un nostru, Rulici, pase pentru Sigurdsson, se întoarce cu balonul. Ocazie monumentală, incredibilă ratarea a lui Sigurdsson. Incredibil noroc ce îl avem aici. Și acum ar fi momentul să dăm lovitura. Să vedem acum pe Baines. Baines are cartonaș galben în această partidă. Nu-i nimic, Baines nu reușește să treacă acolo de Rangel și Eric Dyer. Haide Barkley, trebuie să mai recupereze și el mingi la centrul terenului. Parcă prea multe mingi au fost trecute prea ușor de Barkley. O centrare în careul nostru, respinsă ușor de jucătorii noștri. Acum De Bruyne reprimește balonul. De Bruyne cu o pasă pentru Romelu Lukaku. Nu a fost de fapt de tot, dar mă rog, nici măcar n-a ajuns la balon. Bună recuperarea lui De Bruyne. Bine, tu Cavanda. Nezăi măti, a fost fault acolo. Nu se poate, nu. Bony în careul nostru. Bony pentru Rulici. Haide Cavanda, nu reușește să facă nimic, Baines e mic la cap, ne salvează în ultimul moment
nimeni altul decât Howard, portarul nostru. Să vedem acum ultima șansă pentru noi, contraatacul decisiv de Braine. De Braine! Putea să mai meargă acolo, 0-0, doar un punct luăm aici împotriva lui Swans în acest match pe terenul nostru. 0-0, din păcate doar 0-0 și suntem pe 14 în, clasament. Avem, câte puncte avem? 9 puncte față de 25 ale lui Chelsea. Diferență foarte, foarte mare. Foarte mare, sperăm măcar să prindem un loc de Liga Campionilor. Să știți că nu este imposibil acest fapt. Să-l acum pe Falcao, Radamel Falcao trece, încearcă o pasă, dar nu reușește. De Bruyne, a fost o pasă prea pe sus pentru De Bruyne. Nu are cel mai bun joc aerian sau cea mai bună agresivitate, mai bine zis, Kevin De Bruyne. Iată acum pe Luke Shaw. Shaw centrează periculos, reușim să respingem. O fază controversată, este Anderson în care un nostru călcâi și un șut. Apără Tim Howard la colțul scurt acolo, foarte bun Tim Howard. Diavolii roșii încearcă să-și ia revanșa pentru eliminarea din Capital One Cup. Din nou Howard este la post, foarte bine Howard. După cum spuneam, au fost eliminați acolo în Capital One Cup. Să vedem pe Romelu Lukaku. Lukaku, chiar noi am eliminat normal. Lukaku trece foarte frumos. Și cum spuneam, dacă vrem măcar un loc de Liga Campionilor, să spunem așa, măcar un loc 4 pentru preliminar de Liga Campionilor, ar trebui cam din acest moment să nu mai pierdem toate meciurile, adică sau să mai pierdem, mai bine zis, toate punctele, sau majoritatea punctelor, să obținem rezultate cât mai satisfăcătoare. Să vedem pe Chamberlain. Chamberlain are viteză bună. Oxlade-Chamberlain, dar Luke Shaw este incredibil. Dar nu, Jones l-a deposedat. Cred că Shaw joacă ca mijlocaș, nu știu ce joacă el pentru United aici. Să vedem pe Fletcher, Darren Fletcher pentru Vermeil. Vermeil trece de doi adversari, i-a întors acolo Vermeil și a bătut joc de ei. Distinarea și se recupereze, o centrare periculoasă, dar șutul este dezamăgitor al lui Anderson. Foarte bine a apărat acolo Howard și el a fost pe poziție. Cum spuneam, în meciul trecut l-am cam amenajat pe Romelu Lukaku pentru acest meci în care sperăm să marcheze, să facă o partidă bună Lukaku. Să foarte bună pentru Chamberlain, este în careu Chamberlain. Chamberlain trage dintr-un unghi cam închis, foarte bine apărat acolo Lindegaard. Să vedem pe Lukaku. Lukaku întoarce foarte bine balonul. Posesia pentru noi, Miralas pentru De Bruyne. De Bruyne, gol! Ce gol! Golasso marcat de Kevin De Bruyne. Un gol marcat De Bruyne, un gol de magician. Incredibil, senzațional golul lui De Bruyne. Miralas a fost cu asistul aici, dar ce asist să mai dai aici când De Bruyne găsește o astfel de execuție monumentală. Este 1-0 pentru Everton împotriva lui United. Reușim să conducem încă o dată Diavolii Roșii. Chiar dacă meciul trecut am fost conduși de ei, acum noi suntem primii la conducere. Sperăm să rămânem aici. Van Persie pentru Lingard. Mai departe ar fi fost o pasă pentru Danny Blind, dar foarte bine a interceptat Distin. Iată pe Miralas, Kevin Miralas. Oh, ce fault urât al lui Darren Fletcher, care este chiar capitanul lui United. Nu i-aș fi dat banderola lui Fletcher. Rog, are totuși 11 ani aici pe Old Trafford, dar nu a jucat, să spunem, titular. Totdeauna Fletcher nu a jucat titular pentru United pe Old Trafford. Să ne acum pe Baines. Baines trece. Baines și avem aruncare de la margine. Haide tot Baines să va arunca. Miralas. Miralas încearcă să ajungă cu o pasă în fața porții, o pasă simplă, o fază a la tiki-taka încercată de unul singur să facă Miralas. Luke Shaw, iată cât de mult ajută ofensiva Luke Shaw, dar este deposedat. Să vedem acum pe Lukaku. Lukaku, Lukaku în zonă centrală. Lukaku! Cât de bine s-a descurcat, însă nu a putut să-l învingă acolo pe Lindegaard. Și avem corner, îl vedem pe Distin, fundașul nostru central, Distin. Distin centrează, balonul este respins. Falcao a reușit să câștige normal la cap, este un jucător foarte bun la lovitură de cap, Radamel Falcao. O să vedem pe Baines. Baines acum cu un șut!
Foarte frumoasă traiectoria care a luat-o șutul lui Baines, dar Lindegaard a reușit să apere. Să vedem încă o dată pe același Distin, din nou corner, din nou Baines. Și același Distin revine, este destul de masiv Distin. Iată acum cu o pasă de această dată. Prima repriză se încheie, conduce eu la pauză 1-0 datorită golului senzațional marcat de nimeni altul decât Kevin De Bruyne. După cum vedem și pe aceste relori, este o ploaie, o ploaie destul de abundentă. Până la urmă așa este în Anglia, asta este climatul englezilor. Trebuie să ne obișnuim, sau mai bine zis, suntem deja obișnuiți. Contraatac, iată-l pe De Bruyne. Belgianul De Bruyne o pasă peste apărare pentru Lukaku. Ce preluare! Lukaku! Gol! 2-0! Romelu Lukaku face 2-0 și Kevin De Bruyne face un gol și un assist. Normal, Lukaku trebuia să marcheze. Iată prelorile lui Lukaku, senzaționale. Talia acestui jucător și tehnica care o are îl ajută foarte, foarte mult. Îl învinge foarte bine pe Lindegaard, fără emoții în fața porții, fără emoții. Romelu Lukaku cu sânge rece, belgianul îl execută foarte, foarte bine. Și 2-0 pentru noi împotriva diavolilor roșii, care încearcă tot să atace, nu se dă înlături de la atac. Lingard, foarte bună de posedarea lui Cavanda. Faza continuă, este Lingard pentru Fletcher, mai departe la Falcao, apără încă o dată senzaționalul Howard. Wow! Și din nou, ce reflex a avut aici la șutul lui Radamel Falcao, excelentul team Howard. Se minge pentru Lukaku, Lukaku pasă pentru Chamberlain, prea tare însă. O pasă acum lui Falcao pentru Van Persie, Van Persie posede la 1 cu portarul, Van Persie! Oh, cât sânge rece și Van Persie aici, a tras tare. Greu să ratezi un jucător ca Van Persie de acolo, sau poate în ultima vreme ușor, nu am arătat același randament de acum un sezon cel puțin Van Persie, dar rămâne un jucător foarte, foarte bun acest Robin Van Persie. 2-1, cei de pe Old Trafford reușesc să reducă din diferență și acum meciul se redeschide, trebuie să fim mai atenți. Iată-l pe Lingard. Lingard întoarce balonul la Daley Blind, așa întoarceți balonul până intrați cu el în poartă. Luke Shaw cu o pasă pentru Marcos Rojo, foarte bine scoate Baines pentru Kevin Miralas. Miralas pentru De Bruyne, De Bruyne pasă lungă pentru Lukaku, ne bazăm foarte mult pe talia acestui Lukaku. Lukaku în careu, Lukaku! Apără Lindegaard, nici măcar nu l-a mai culcat acest șut al lui Lukaku. Lindegaard, cât de puternic a fost aici, minutul 80 și este 2-1 în continuare pentru noi. Lukaku pentru Chamberlain, dar pasa a fost prea tare. Chamberlain, iată puterea lui Chamberlain. O centrare bună și gol! Romelu Lukaku, 3-1, dublă pentru Lukaku, dar iată pasa de geniu a lui Chamberlain. Și din nou o celebrare foarte, foarte frumoasă a lui, foarte spectaculoasă mai bine, a lui Lukaku. A fost o pasă de geniu a lui Chamberlain. El a recuperat și el a reușit să îi paseze atât de frumos. Excelent la întâlnire, Lukaku schimbă colțul, a fost foarte inspirant, foarte inspirat aici Romelu Lukaku. A fost o execuție de atacant pur a belgianului. S-a accentat puțin acolo de la Lend, cum am văzut, și reușim încă o dată să ne plasăm la 2 goluri pe finalul meciului, când au mai rămas doar 8 minute, tot cu timpul de 8 minute din timpul regulamentar, mai bine zis. Atunci am marcat goluri, aici știm că trece timpul foarte repede și este 3-1 și cu 3-2 tot 3 puncte scrie pe noi. Iată acum pe Juan Mata pentru Falcao, este Van Persie cel care marchează, face o dublă, cum spuneam, și cu 3-2 tot 3 puncte scriu pe noi. Dar trebuie să fim mai atenți acum, nu trebuie să mai greșim atât de mult. E un șut al lui De Bruyne și vom avea corner. S-a auzit, nu este corner? Ba da, s-a auzit acolo devierea. Lukaku ajută la colț, Lukaku trece foarte frumos. Romelu Lukaku apără Lindegaard. Balonul este respins până la Zelalem. Zelalem, gol! 4-2! În minutul 90, ce gol marchează Zelalem, o boltă acolo care
un gol senzațional până la urmă, un gol foarte frumos din drop. În realitate este o execuție foarte dificilă, portarul este afiș, iată cum rămâne portarul fără reacție la această execuție a lui Zela Alem. Mi-a amintește de o execuție oarecum asemănătoare foarte puțin a lui Andrew Rose de la Tottenham Hotspur, dar a fost de la o distanță mai mare cu pământul, portarul s-a aruncat dar n-a mai avut ce face, nu de la Spurs am spus. Iată raportul, nu știu dacă a fost contra lui Liverpool, nu mai țin minte contra cărui echipe. Și se încheie meciul 4-2, o victorie bună, 3 puncte de care avem nevoie, 3 puncte care ne-au dat parcă un oxigen. Spurs câștigă și acum Newcastle, meci potriva lui Poznan în deplasare, în grupă stăm foarte bine în Europa, suntem pe primul loc, chiar avem de gând să câștigăm această Europa League, din păcate pierdem, nu am reușit să batem pe Lech Poznan, avem ofertă de la Austria. Mă, știi ce trebuie să facem noi? Mamă, să băgăm și pe Kirkeș. Deci, de când e pe bară săracul de el, îți dai seama că și-a revenit. Și am simulat aici cu Burnley Tech, am grăbit. Kirkeș, unde este Kirkeș? În continuare este accentat, da. Cred că și-a revenit până acum, dar oricum, normal că primeam o confirmare de la el, spunea normal că este ok. Nu prea, deci am cam uitat, spun sincer, am cam uitat unele lucruri. Totuși în campionat suntem destul de bine, suntem pe 11, simulăm și acest meci să vedem dacă vom bate. Este pe terenul nostru, deși este împotriva lui. Batem până la urmă 2-0 și rămânem tot pe 11 dacă mă șel, dar da, nu, urcăm pe 10. Asta este bine. Arsenal este pe 8, Liverpool pe 7. Liverpool este chiar în fața lui Arsenal. Ne descurcăm bine, o ducem bine până acum, au venit rezultatele și la noi, ofertă și de la Egipt. Sperăm să o ținem tot așa și să terminăm pe un loc de Liga Campionilor. Nu știu ce șanse mai avem la titlul acest sezon, dar nimic nu este imposibil în fotbal. 31 de puncte are Chelsea, suntem cam la jumătate de puncte, foarte greu să o luăm din spate. Și acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, până data viitoare, eu am fost Ultra, sayonara!